Ia sunt locotenent Ana Maria Stoica, purtătorul de cuvânt în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea a județului Constanța. Pentru asigurarea măsurilor specifice pentru prevenirea situațiilor de urgență pe timpul oficierii slujbei de înviere, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța are angrenate în proximitatea a 15 locașe de cult de pe raza județului, în care se preconizează un aflux mare de credincioși, 13 echipe de primă intervenție și două autospeciale de stingere cu apă și spumă cu 32 de subofițeri, precum și 10 inspectori de prevenire. Pentru gestionarea situațiilor de urgență la nivelul județului, Inspectoratul este pregătit să intervină zilnic cu următoarele forțe și mijloace: 30 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, 6 autospeciale de salvare și intervenție la înălțime, 3 autospeciale de descarcerare, 10 ambulanțe de prim ajutor medical și asistență medicală de urgență, 2 ambulanțe de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale de transport personal și victime multiple și un aproximativ de 200 de cadre aflate într-o de serviciu în cele 10 subunități de intervenție. De asemenea, la nivelul dispeceratului își va desfășura activitatea tura de serviciu, iar în cazul în care situația operativă la nivelul județului implică un nivel superior de coordonare și conducere, se vor activa grupa operativă încadrată zilnic cu 7 specialiști pe domenii de competență și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care vor îndeplini atribuțiile specifice în vederea asigurării unui management eficient. În vederea reducerii timpului de răspuns și asigurării unei intervenții optime, în perioada 3-10-4-7-5, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța a operaționalizat 7 puncte temporare de intervenție, dintre care 6 puncte temporare de stingere în localitățile Vama Veche, Valului Traian, la Zua Gicea, Ciocârlia Costine și stațiunea Mamaia și un punct pentru salvare din mediul acvatic în portul turistic Tomis. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța recomandă credincioșilor să nu blocheze căile de acces spre lăcașele de cult, să utilizeze cu atenție lumânările, să nu le aplaseze în apropierea materialelor ușor combustibile, iar după încheierea slujbei să nu lasă lumânările și candelele aprinse, nesupravegheate. În cazul sesizării unui eveniment nedorit, sunați de îndată la numărul unic de urgență 112 și transmiteți cât mai clar date de la locul evenimentului și locația exactă. Vă dorim sărbători binecuvântate! Bună ziua, sunt agent șef adjunct de poliție Olimpia Ceară, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. În minivacanța care urmează, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a dispus măsuri specifice pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică, astfel încât ziua de 1 mai și sărbătoarea creștină a Paștelui să se desfășoare în siguranță. În această perioadă vor avea loc manifestări cu un aflux important de persoane pe arterele rutiere, în apropierea locașurilor de cult și în zonele de agrement, care impun adaptarea corespunzătoare a activității specifice desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. În perioada minivacanței în mediul urban și rural, precum și pe litoralul Mării Negre, vor acționa zilnic aproximativ 450 de polițiști din structurile operative, folosind peste 200 de autospeciale și aproximativ 15 aparate radar, pentru prevenirea producerii oricăror evenimente ce ar putea afecta siguranța cetățenilor. Astfel, dispozitivele de ordine și siguranță publică organizate în această perioadă vor fi amplasate și adaptate în funcție de evoluția situației operative și vor acționa pentru asigurarea și menținerea climatului de siguranță publică pentru siguranța cetățenilor. Totodată va fi asigurată intervenția la evenimentele semnalate prin SNAU 112. Polițiștii rutieri vor acționa pe tronsoanele de drum intens circulate în scopul prevenirii accidentelor și ambuteiajelor rutiere, fluidizării circulației și combaterii vitezei excesive, aparatele de măsurare a vitezei urmând a fi folosite la capacitate maximă. De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale vor desfășura activități pentru prevenirea și combaterea faptelor săvârșite cu violență și a infracționalității stradale. Polițiștii de la transporturi vor patrula în trenurile de călători și în stațiile de cale ferată și aerogări. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu vor fi prezenți în teren pentru a preveni și combate faptele specifice, cu precădere pentru a verifica modul de respectare a regimului armelor și munițiilor. Totodată, structurile Inspectoratului de Poliție Județean Constanța vor sprijini gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța în asigurarea măsurilor de ordine publică la festivalul care se va desfășura de mâine în stațiunea Mamaia. Vă dorim o mini-vacanță în siguranță!
Bună ziua, sunt Major Purcaru Cătălin din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța. În perioada 1-6 mai, jandarmii din cadrul grupării mobile Tomis Constanța se vor afla la datorie zilnic. Astfel, pe linia menținerii ordinii publice, împreună cu colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, ne vom asigura că cei care doresc să petrească momente de neuitat în stațiunile Mamaia, Costinești, Năvodari, Neptun și Vama Veche, dar și în municipiul Constanța, vor fi în siguranță. Totodată, jandarmii grupării mobile Constanța vor fi prezenți și pentru asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor cultural-artistice și culinare ce se vor desfășura în stațiunea de pe litoralul Mării Negre. Vom fi alături de dumneavoastră în stațiunea Mamaia, pe timpul desfășurării Festivalului de Muzică Electronică Sunbeats și a Festivalului Culinar Zuboneor, dar și la evenimentele artistice ce se vor desfășura în piațeta Casino Mamaia în zilele de 1, 2 și 3 mai, evenimente la care se preconizează participarea a circa 6.500 de persoane zilnic. Totodată, Gruparea Mobilă Constanța va asigura măsuri de ordine cu ocazia meciului de fotbal de Liga 1, disputat pe data de 3 mai între echipele Farul Constanța și Sepsis Sfântul Gheorghe. De asemenea, în noaptea Învierii Domnului și pe timpul sărbătorilor pascale, alături de ceilalți colegi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, vor fi prezenți în zona bisericilor ortodoxe din municipiul Constanța și din județele Tulcea, Brăila și Ialuța, pentru a asigura menținerea unui climat de ordine și siguranță publică adecvat. Astfel, jandarmii vor acționa zilnic în cadrul patrulilor pedestre și a echipajelor auto și vor fi garantul siguranței dumneavoastră, dar și al unei intervenții prompte și calificate în situația apariției unor încălcări ale normelor legale. O atenție deosebită va fi acordată și zonelor apropiate, locurilor de desfășurare a evenimentelor, inclusiv a zonelor de acces, pentru a preveni aglomerările de persoane și săvârșirea faptelor antisociale. De asemenea, vor fi constituite echipe mobile de intervenție 24 de ore din 24, pregătite să intervină în orice situație. În toată această perioadă, vă propunem un parteneriat pentru siguranță, invitându-vă să vă adresați cu încredere colegilor noștri, de fiecare dată când sesizați ceva suspect sau când sunteți martorii producerii unor fapte de natură antisocială. Puteți apela cu încredere la sprijinul forțelor de ordine, care sunt pregătite să intervină în cel mai scurt timp pentru a acorda ajutor cetățenilor. Pentru a vă bucura în siguranță de mini-vacanță, vă recomandăm să evitați implicarea în activități sau acțiuni de natură să tulbure buna desfășurare a evenimentelor, să respectați recomandările forțelor de ordine, iar în cazul producerii unor situații de urgență, să țineți cont de indicațiile organizatorilor și forțelor de ordine. Vă mulțumesc și vă rog să votați fericit. Bună ziua! Sunt comisar de poliție Manuela Cleghina, din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța. În contextul sărbătorilor florilor ortodoxe, mini-vacanței de 1 mai și Sfintelor Sărbători de Paște, specialiștii antidrog din județul Constanța au desfășurat în aceste zile, la nivel local, 50 de activități de informare și prevenire a consumului de droguri. Activitățile s-au axat în special pe sesiuni de informare în domeniul prevenirii consumului de droguri, la care a participat personalul angajat din unitățile de cazare, restaurante, terase și baruri. Tot premergător acestei mini-vacanțe au avut loc o serie de întâlniri cu elevii din clasele a 11-a și a 12-a pentru a le reaminti că cele mai frumoase momente sunt cele pe care ți le amintești a doua zi. În perioada următoare, la nivel național, vor fi intensificate activitățile în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea consumului de droguri și acordarea de asistență specializată. Recomandăm tuturor să fie atenți la ce se întâmplă în jurul lor, mai ales dacă participă la evenimente cu public numeros, să nu consume alcool în exces și nici substanțe psihoactive, să se hidrateze constant cu apă pentru a putea preveni orice incident nedorit. De asemenea, dacă observați în jurul dumneavoastră persoane care au nevoie de ajutor, nu ezitați să cereți sprijin specialiștilor aflați în teren. Dacă o persoană urmează un tratament cu medicamente, fie cu prescripție sau fără prescripție medicală, să citească foarte atent prospectul pentru a se asigura că acesta nu le afectează capacitatea de reacție în combinație cu alte băuturi răcoritoare sau alcoolice și, de asemenea, capacitatea de a conduce un autovehicul dacă posedă permis de conducere. Totodată, sfătuim adulții să nu conducă autoturisme dacă se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Aceste substanțe afectează funcția vizuală și de percepție, ceea ce poate genera o conduită agresivă în condus, cu depășiri periculoase, creșterea vitezei, nerespectarea unor indicatoare sau marcaje rutiere. Agenția Națională Antidrog reamintește faptul că oferă gratuit și confidențial servicii de evaluare, consiliere și asistență specializată în fiecare județ pentru consumul și dependența de drog. În numele colegilor Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, vă doresc sărbători binecuvântate,
alături de cei dragi. Bună ziua, sunt Cosmin Neagu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. În perioada 1-6 mai, anul curent, în contextul mini-vacanței ocazionată de sărbătorirea Zilei Internaționale a Muncii și a sărbătorilor pascale, peste 170 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor fi zilnic la datorie în scopul asigurării unui climat de ordine și siguranță pentru cei care vor alege litoralul Mării Negre drept destinație pentru petrecerea timpului liber. Pe lângă celelalte misiuni, în această perioadă, jandarmii vor veghea și la desfășurarea în condiții de siguranță a unor manifestări sportive, cultural-artistice, de divertisment și religioase desfășurate pe raza județului Constanța. Astfel vom fi prezenți la evenimentul sportiv Chiureș, specific luptelor tradiționale tătărești, organizat în localitatea Valului Traian în ziua de 1 mai, și la concertele organizate de Primăria Municipiului Constanța în Piața Ovidiu în perioada 4-6 mai. În atenția jandarmilor, va fi și slujba religioasă oficiată cu ocazia Învierii, la altarul de vară din curtea Catedralei Sfinții Apostol Petru și Pavel, ceremonie oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În vederea prevenirii unor evenimente neplăcute, le recomandăm participanților la manifestările enumerate anterior să respecte indicațiile organizatorilor, să evite implicarea în conflicte, să acorde atenție bunurilor personale, să supravegheze copiii care se pot rătăci cu ușurință în zonele aglomerate. Pentru cei care au ales să petreacă această mini-vacanță în aer liber, jandarmii recomandă să respecte prevederile legii numărul 54 din 2012 privind desfășurarea activităților de picnic, respectiv să se desfășoare astfel de activități doar în zonele special amenajate în acest sens. De asemenea, le reamintim tuturor faptul că pot solicita oricând sprijinul jandarmeriei prin apelarea serviciului unic de urgență 112 sau pot anunța cel mai apropiat echipaj de jandarmi. Le urăm tuturor vacanță liniștită și sărbători binecuvântate! Bună ziua! Sunt subinspector de poliție Banciu Roxana, coordonatorul Centrului Regional Constanța al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. În contextul perioadei următoare, când vom sărbători Ziua Muncii și a Tineretului pe 1 și 2 mai, iar ulterior sărbătorile pascale pentru creștinii ortodoxi, Centrul Regional Constanța al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane transmite o serie de recomandări destinate protejării cetățenilor de situațiile periculoase din sfera traficului de persoane. Astfel, pentru informarea și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, în perioada menționată, specialiștii antitrafic din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Constanța, vor desfășura acțiuni de informare și sensibilizare privind traficul de persoane în zona litoralului Mării Negre, așezărilor de cult și la evenimentele de amploare ce se vor desfășura în această perioadă. Totodată, pe paginile noastre de socializare vom posta constant mesaje destinate protejării celor vulnerabili și informării populației. Pentru că în perioada imediat următoare se va preconiza ca un număr important de cetățeni vor călători sau vor participa la diferite evenimente cu public, vă recomandăm să dovediți solidaritate și spirit civic atunci când observați alte persoane aflate în situații de pericol din sfera traficului de persoane. Traficul de ființe umane este una din infracțiunile ale cărei indicii sunt câteodată dificil de sesizat de persoanele vătămate, de aceea, pe lângă măsurile individuale de precauție, este nevoie și de implicarea comunității, în special când vorbim de victime minore. Vă prezentăm în rândurile ce urmează câteva informații care pot fi de ajutor în recunoașterea unei persoane traficate sau în evitarea unei situații periculoase din sfera traficului de persoane. Cum identifici o persoană traficată? Pare dezorientată, nu privește oamenii în ochi, este nedormită, nemâncată, aparent detașată de ce îi se întâmplă, poate avea pierderi de memorie și semne de violență pe corp, călătorește fără bagaj și cu o persoană care arată diferit față de ea. Însoțitorul îi ține actele, o supraveghează și fie nu-i dă voie să intre în vorbă cu alții, fie vorbește numele persoanei victima al traficului. De multe ori, o victimă a traficului de persoane nu știe prea multe despre localitatea unde călătorește. Nu are răspunsuri sigure pentru locul exact de muncă sau locul de cazare. De multe ori, se bazează exclusiv pe promisiunile traficantului și nu are nimic oficial, precum un contract de muncă sau o corespondență directă cu angajatorul. Pentru a evita o situație periculoasă,
Selectează atent prietenii pe care îi adaugi pe rețelele de socializare. Nu posta public multe informații personale. Nu trimite poze provocatoare prin internet. Nu te întâlni singur, singură, cu o persoană cunoscută în mediul online. Nu accepta ca o persoană cunoscută doar online să-ți cumpere bilet pentru o destinație anume, cu promisiunea că vă veți întâlni și cunoaște la destinație. Vă recomandăm ca, în calitate de părinți, să încercați permanent să aveți o comunicare sinceră și bazată pe încredere cu copiii. Încercați să discutați împreună deciziile legate de viitor. Rămâneți persoana lângă care s-ar întoarce în orice situație și condiționați de dragostea dumneavoastră. Minorii sunt ușor de convins de bunele intenții ale persoanelor cunoscute pe rețelele de socializare și sunt situații când în spatele unui profil de succes afișat în mediul online se pot afla uneori persoane care pot pune în pericol buna dezvoltare și chiar siguranța copiilor noștri. Interesați-vă tot timpul de anturajul copilului dumneavoastră și discutați despre ce îl pasionează. În situația în care ați suferit o formă de exploatare sau doriți să aflați mai multe informații despre traficul de persoane, puteți suna gratuit la numărul 0800 800 678 sau accesa site-ul instituției noastre sau ne puteți scrie pe adresa de e-mail anitp.constanța@mai.gov.ro. Vă mulțumim și vă dorim să petreceți aceste zile și sărbători cu bucurie alături de cei dragi.